Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit. Sunt Carolina Bețivu și vă prezint ora știrilor. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Transportatorii care au anunțat că de luni refuză să iasă pe linie sunt susținuți de către patronatele din domeniu. Ce soluții sunt propuse guvernanților, vă spunem la știri. Salariul șefului de la Moldova Gaz nu mai este o enigmă. Ce leafă ridică Vadim Ceban, dar și cum sunt remunerați directorii de la ANRE, vedeți din reportaj. Cei 5 foști deputați reținuți pentru îmbogățire ilicită au primit mandate de arestare la izolator. S-au făcut percheziții la Centrul de Sănătate Stăuceni, acolo unde 6 persoane sunt suspectate că eliberau certificate de vaccinare false. O asociație de transportatori se alătură protestelor APOTA. Cei care la fel își stează activitatea pentru 3 zile sunt membrii Asociației Patronale a Profesioniștilor din Transporturi, nemulțumiți de scumpiri și refuzul autorităților de a majora costul călătoriei atât cât s-a cerut la proteste. Într-un comunicat al Asociației Patronale a Profesioniștilor din Transporturi se spune că transportul de persoane nu poate activa din cauza scumpirii carburanților, creșterii taxelor și impozitelor, a prețurilor la asigurare, dar și a costurilor pentru reparație. Totodată, Asociația critică Ministerul Infrastructurii, după ce Andrei Spânu a spus că pot cere tarife mai mari numai cu avizul consiliilor locale. Cei de la transportatorul spun că astfel se încearcă pasarea responsabilității pentru politicile în transport pe umerii administrațiilor publice locale, în încercarea de a obține susținerea acestora. Contactat de noi, președintele asociației Vladimir Florea a refuzat să ne ofere și alte detalii. Ce acțiune care e îndreptată la îmbunătățirea situației cu transportatorii. Punct. Fără comentarii mai mult. Pentru că eu de-am să încep insinuații. Am comentat, mai mult o răspund. Între timp, Asociația Transportatorul a venit cu un set de recomandări pentru ministeri, precum eliberarea din rezerva de stat a motorinei pentru transportatorii de curse regulate pentru a compensa creșterea prețurilor și crearea unei comisii conduse de prim-ministru pentru elaborarea în termen de 14 zile a măsurilor urgente de soluționare a problemelor în domeniu. Președintele APOTA, Oleg Alexa, a salutat decizia Asociației Transportatorul de a protesta, așa cum face și asociația pe care o conduce. Noi salutăm deci gestul Asociației Transportatorul de a se alătura și, din cât cunoaștem, ei tot suspendă toate cursurile. Îndemnăm și ceilalți care încă mai stau pe gânduri să se alăture acestei acțiuni care este îndreptată pentru apărarea drepturilor transportatori. Am încercat să obținem o reacție telefonică de la Ministerul Infrastructurii, dar Andrei Spânu și consiliera sa pe comunicare, Alina Merlici, nu a răspuns apelurilor, nici mesajelor noastre. Amintim că în urma revoltelor repetate ale șoferilor de microbuze, guvernul vorbea de o majorare a tarifului cu până la 10 bani per kilometru. Intenția îi nemulțumește pe transportatori, care spun că cifra nu este cea solicitată în stradă. Astfel, aceștia au intrat în grevă. Ca răspuns, Ministerul Infrastructurii le-a recomandat transportatorilor să renoveze parcul de autobuze. Tot mai mulți moldoveni din diasporă își exprimă dezamăgirea față de actuala guvernare. Oamenii spun că situația politică din țară este catastrofală, iar puterea parcă încă ar fi în campania electorală. Mai mult, ei sunt de părere că scumpirile din ultima perioadă sunt generate de incompetență, mândrie și orgolii. De cealaltă parte, deputatul PAS, Olesea Stamate, îndeamnă oamenii să aibă răbdare. Andrei Ioniță locuiește de aproape 6 ani în Germania, iar într-o înregistrare video pe pagina sa de Facebook, bărbatul spune că este îngrozit de tarifele și scumpirile care au loc în Republica Moldova. El susține că de vină ar fi guvernarea, pe care o acuză de incompetență. Când vorbește guvernarea din Republica Moldova că nu avem ce face, asta e o scumpire pentru toată lumea, e un pic fals, ca să nu zic alte cuvinte, ipocrit chiar. Pentru că nu la toți s-au scumpit gaza. Și țările europene, foarte multe dintre ele, și cunoașteți asta, foarte multe dintre ele au rămas cu prețurile vechi, contractele vechi, în jur de 250-280 de euro. Deci ăsta e prețul independenței noastre care îl achităm. Ceea ce mi se pare, nu știu, mai multă incompetență.
Și majorarea prețurilor la pâine i-a revoltat pe cetățenii din diasporă. Pâinea în SUA nu este ieftină, dar moldovenii trăiesc totuși în Moldova. Maia, poate nu a fost roadă de greu anul acesta. Poate nu am dat anul trecut subvenții, ajutor producătorilor de grâne. De ce pas își bate joc de popor? Se întreabă Boris Constantinov, care locuiește în Statele Unite ale Americii. Iar o altă moldoveancă stabilită în Federația Rusă este indignată de comportamentul președintelui țării, Maia Sandu. Și n-ai întrebat-o, nu în competența mea, nu pe mine m-a întrebat, eu nu știu de ce a spus el așa, eu nu am argument la asta, vedeți conflict de interese? Eu nu văd conflict de interese. Diaspora moldovenească este de părere că dacă ar avea acum loc alegeri parlamentare anticipate, PAS nu ar obține nici măcar 40 de mandate. Și asta deoarece, spun oamenii, guvernarea a uitat de promisiunile făcute în campania electorală. Actuala guvernare, iau foarte mulți deputați, au guvern, au parlament, totul este în mâinile lor, iau practic undă verde ca să facă toate schimbările care ei le-au povestit și le-au spus. Dar ceea ce vedem noi, deocamdată e multă bălbăială, deocamdată e lovituri așa cu piciorul drept în stângul și parcă ar fi în campanie electorală. Ei până și acum vorbesc despre vom. Vom face, vom realiza. Și președintele interimar al platformei DA susține că scumpirile în Republica Moldova nu sunt doar consecințe ale tendințelor mondiale, ci și ale incompetenței guvernării. Hai să nu mai dăm vina pe contextul regional și să începem a implementa măsuri sistematice care ar ameliora criza. Am văzut că acest context global funcționează la noi în Republica Moldova doar atunci când prețurile pe piața internațională cresc, dar nu și atunci când scad. De această părere este și fostul premier Ion Chicu. Este clar, creșterea necontrolată a prețurilor în Republica Moldova e pe departe doar din cauza evoluției prețurilor pe extern. Incompetența totală a guvernării de a administra lucrurile în țară, plus corupția și cârdășii exponenților puterii cu monopoliștii. Iată explicația dezastrului inflaționist cu care ne confruntăm, spune Chicu. Am încercat să obținem o reacție de la partidul de guvernare. Deputatul PAS, Olesea Stamată, a declarat că guvernarea a obținut mai multe rezultate de când a preluat puterea și a îndemnat oamenii să aibă răbdare. Măsurile de susținere a populației și în special a cetățenilor în grupurile vulnerabile care au fost luate de guvern, care au fost fără precedent. Și deci doar în 2022 avem un buget de 40 de miliarde de lei. Iar dacă vorbim de impactul acelor reforme pe care noi le-am inițiat în sectorul justiției, rezultatele nu pot fi văzute peste noapte. Îi îndemnăm și rugăm pe cetățenii noștri să aibă un pic de răbdare și încredere. Anterior, într-un mesaj public, Maia Sandu a făcut apel la cetățeni, declarând că guvernarea face tot ce îi stă în puteri pentru a ajuta oamenii. Șeful statului a spus că această criză în care se află Republica Moldova este cauzată de majorările care se produc la nivel mondial. Președintele Consiliului de Administrație al Moldova Gaz a ridicat în 2021 un salariu lunar de circa 150.000 de lei. Despre acest lucru scrie ziarul de gardă, menționând că venitul este mai mic decât în 2020. Și la Agenția Națională pentru Reglementare Energetică s-au dat anul trecut salarii grase. Ștefan Creangă, cel care a ocupat fotoliul de director al agenției până la finalul lunii noiembrie, a încasat în urma remunerării din 2021 un milion de lei. În ultima perioadă, șeful de la Moldova Gaz, Vadim Ceban, a fost întrebat de câteva ori de jurnaliști care este salariul său și dacă acesta ar fi de 250.000 de lei, așa cum spunea anterior fostul premier Ion Sturza. Tot timpul însă funcționarul a refuzat să numească o cifră. Eu nu cred că subiect de discuții și respectiv de o întrebare la care trebuie să răspund. Este mult mai mic decât domnului a menționat. Ce responsabilități și funcție care îi îndeplinesc, eu merit salariul care l-am. Ziarul de gardă scrie însă că în 2021 Vadim Ceban a încasat lunar circa 150.000 de lei, el având venituri oficiale de circa 1,8 milioane de lei pe parcursul anului trecut.
Conform acelorași informații deținute de sursa citată, în 2020, salariul lunar ridicat de președintele Consiliului de Administrație al Moldova Gaz a fost și mai mare, de circa 180.000 de lei pentru un total de 2,2 milioane de lei pe tot parcursul anului. Am încercat să obținem o reacție de la Vadim Ceban, însă acesta ne-a scris într-un mesaj că nu poate sta de vorbă cu noi. Și la Agenția Națională pentru Reglementare Energetică s-au dat anul trecut salarii grase. Potrivit declarației de avere, Ștefan Creangă, cel care a ocupat fotoliul de director al agenției până la finalul lunii noiembrie, a încasat în 2021 un milion de lei din salariul de funcție, echivalentul la circa 92.000 de lei lunar. Tot un milion de lei, numai că în 2020 a încasat un alt director al ANRE, Veceslav Uncilă. Pe lângă salariu, acesta are și o pensie lunară de circa 11.000 de lei, iar Eugen Karpov, care la fel ocupă funcția de director al agenției, a avut în 2020 un salariu lunar de circa 75.000 de lei. Am încercat să obținem o reacție de la Ștefan Creangă la acest subiect, dar el a refuzat să discute cu noi. Ce a scos într-o ședință? Nu mai recunosc că nu văd o comentariu. Eugen Karpov avea telefonul deconectat, iar Veceslav Uncilă nu a răspuns apelurilor noastre. Partidul Șor propune alocarea de către guvern a unui ajutor unic în valoare de 10.000 de lei pentru a-i ajuta pe oameni să depășească mai ușor criza economică. Declarația a fost făcută de Ilan Șor într-o adresare video publicată pe pagina sa de Facebook. Potrivit lui, de această alocație urmează să beneficieze în jur de 1 milion de oameni, printre care pensionari, familiile sărace și cele cu mulți copii. Șor susține că bani pentru acest pachet de susținere există, iar guvernarea nu are nicio justificare să nu-i folosească. Purtătorul de cuvânt al guvernului a refuzat să comenteze propunerea politicianului. Președintele Partidului Șor, Ilan Șor, propune alocarea banilor în calitate de susținere financiară din rezervele Băncii Naționale, care constituie aproape 4 miliarde de dolari. În plus, afirmă Șor, lichități există din încăsările de la vamă și fisc, despre care se anunță că au crescut. Prin urmare, potrivit politicianului, de ajutorul unic de 10.000 de lei trebuie să beneficieze 1 milion de cetățeni. În acest milion de oameni vor intra în primul rând pensionarii cu pensii mai mici de 5.000 de lei, profesori, medici, studenții, familiile cu venituri mici, dar și cele care au 4 copii și mai mult. Ilan Șor a mai declarat că programul de susținere a populației se ridică în jur la 10 miliarde de lei, adică 500 de milioane de euro. El a cerut guvernului să pregătească până în data de 10 martie întreg pachetul de acte pentru implementarea proiectului, iar din 20 martie să fie alocați banii. Astăzi, când țara este lovită de o criză economică fără precedent, când tarifele au crescut puternic, când prețurile la produsele alimentare au crescut, când cele pentru carburanți au devenit insuportabile, iar oamenii nu vor mai avea bani în curând pentru a-și cumpăra mâncare, autoritățile sunt obligate să ia măsuri concrete pentru a-i ajuta pe oameni. Politicianul a adăugat că în zilele următoare membrii și activiștii formațiunii sale vor demara o campanie de colectare semnăturilor în susținerea propunerii despre care a vorbit. Telefonat de noi, purtătorul de cuvânt al guvernului, Anastasia Taburceanu, a refuzat să comenteze afirmațiile. Guvernul nu va comenta declarațiile reprezentanților Partidului Șor. Anterior, fracțiunea parlamentară a Partidului Șor a insistat ca statul să compenseze integral pentru toți consumatorii casnici diferența de tarif pentru gazele naturale și energie termică, dar solicitarea a fost respinsă. În prezent, guvernul recompensează doar primii 150 de cuburi de gaze naturale pentru consumatorii casnici, iar recent a decis să ajute și agenții economici, pentru care compensează primii 500 de metri cub de gaze consumat. Asta în condițiile în care unii din ei spun că utilizează această cantitate în doar o zi de lucru. Irina Gutnic, revocată ieri de Parlament din funcția de director general adjunct al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, acuză majoritatea că a mimat concursul pentru selectarea noului șef al ANSC.
Ea a declarat într-o conferință de presă că Serghei Merjan, actualul director, este apropiatul unui deputat din Partidul Acțiune și Solidaritate. Butnic susține că va contesta în instanță revocarea sa din funcție și va sesiza delegația UE în Moldova despre acest lucru. În documentul aprobat de Parlament se spune că Irina Gutniuc a fost revocată din funcție pentru îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor în calitate de fost director general adjunct al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor. Gutniuc respinge însă acest lucru și insistă că demiterea ei timpurie s-a făcut cu încălcări. Mai mult, ei afirmă că deputații însă nu ajunse să-și exprime votul, dar decizia de revocare deja era anunțată pe rețelele de socializare. Cu viteza sunetului, fără a fi audiată, fără a mi se da drept la replică, fără a mi-aduce la cunoștință motivele care mi se încriminează ca să mă pot apăra, în lipsa unui act constatator a acelor încălcări care mi se încriminează, dacă ele pot fi numite încălcări. Ori de la o vreme încoace, oamenii sunt executați pe rețele de socializare. Gutnic este convinsă că a fost înlăturată de la conducerea NSC pentru că urma să facă publice nereguli ce ar fi fost comise de unii oficiali numiți de partidul de la guvernare. Mai mult, afirmă că în octombrie anul trecut i-a concurat pentru funcția de director general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, iar singurul său rival a fost actualul șef al agenției, despre care spune că a comis numeroase nereguli încă de la numire. Cu toate acestea, în loc să-l concedieze pe el, a fost demisă ea, afirmă Gutnic. Consider că acest concurs a fost unul mimat. Persoana numită în funcție, fiind afiliată unui deputat PAS, promovată de rudele acestuia în funcția respectivă. În acest sens, Irina Gutnică a afirmat că avocații săi vor contesta revocarea în instanță, iar despre cele întâmplate va informa și delegația UE în Moldova, întrucât Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a fost înființată în conformitate cu acordul de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Între timp, Olesia Stamate a comentat pentru noi acuzațiile Irinei Gutnic. Ea a spus că orice persoană care consideră că drepturile sale au fost încălcate are dreptul să conteste acest lucru în instanță. Noi vom continua să urmărim ce se întâmplă la NSC, foarte atent, astfel încât să ne asigurăm că această instituție veghează asupra cheltuirii eficiente a banului public. Am încercat să dăm de directorul Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, Serghei Merjan, dar nimeni din anticamera sa nu a răspuns apelurilor noastre. Patru din cei cinci foști deputați reținuți într-un dosar de îmbogățire ilicită au primit câte 30 de zile de arest în izolator, iar unul va sta 20 de zile la CNA. Astfel, judecătoria Chișinău, sediul Ciocan, a acceptat demersul procurorilor în acest sens. Avocații acestora au declarat că vor contesta măsura de reprimare. Totodată, oamenii legii au anunțat că în urma perchezițiilor efectuate zilele trecute au fost ridicate mai multe documente, calculatoare, dar și sume mari de bani, proveniența cărora urmează a fi stabilită. Primul escortat de ofițerii CNA a fost Anatolie Zagorodnyi, după care a urmat Violeta Ivanov. Ambii au refuzat să vorbească cu jurnaliștii. Vă recunoașteți vina? La ce măsură vă așteptați? Iar fostul comunist Artur Reșetnikov, care anunțase greva foamei declarând că dosarul său ar fi unul politic, a venit cu acuzații în adresa președintelui Maia Sandu. Eu am un singur regret, că am votat-o pe doamna Maia Sandu și cu votul meu inclusiv am adus la putere un monstru care distruge societatea și statul. Am un sfat pentru cei de la PAS să fugă cât mai repede din acest partid pentru că Maia distruge statul. Contactați de noi, responsabilii de la președinție ne-au spus că Maia Sandu s-a expus pe acest caz acum câteva zile, când a declarat că nu a dat niciun fel de indicații pentru justiție și că tot ce se face este conform legii. Apoi, în fața instanței a compărut fostul parlamentar Vladimir Vitiuc, care nu a făcut niciun fel de declarații, iar Sergiu Sârbu a respins toate învinuirile care îi se aduc. El a venit la judecătorie cu un desen pe care era pictată o familie, declarând că asta este averea sa. Iată, vă duc de-a mea. Dacă ea este licită și eu sunt gata să fac șcării, dar nu renunț la ea. În rest, totul este aberante.
La judecătorie Ciocan au venit mai mulți deputați ai Partidul Ușor pentru a-i susține pe colegii săi, Sergiu Sârbu, Violeta Ivanov și Vladimir Vitiuc. Noi astăzi am venit aici să-i susținem colegii noștri. Noi știm că nu sunt vinovați în nimic. Noi cunoaștem că ei au schimbat partide și au fost în diferite partide. Acest lucru nu încalcă legea. Și liderul Partidului Ușor a venit în apărarea colegilor săi, declarând că lupta cu actualul regim pe care îl numește laș va continua. Înțeleg foarte bine ce se întâmplă și cel mai important de ce colegii și prietenii mei sunt supuși la suferință și umilință. Răspunsul e simplu și clar pentru toată lumea. Eu și echipa mea reprezentăm astăzi singura opoziție reală pentru PAS, iar prin aceste acțiuni disperate, gruparea de dilitanți de la putere încearcă să ne intimideze și să deturneze atenția de la dezastrul în care a ajuns țara, a scris Ilan Șor pe pagina sa de Facebook. Contactată pentru o reacție, purtătorul de cuvânt al PAS, Adriana Vlas, a declarat într-un mesaj că oamenii așteaptă de la justiție să facă dreptate și să-i pedepsească pe cei care comit acte de corupție. Iar formațiunea politică se așteaptă ca structurile de drept să asigure un proces echitabil. Ulterior, pe numele a 4 foști deputați au fost emise mandate de arestare pentru 30 de zile, iar Violeta Ivanov a primit 20 de zile. Măsura de reprimare va fi atacată, au declarat avocații. Încheierea dată va fi contestată la Curtea de Apel. Investigațiile continuă, ne vom strădui să vă informăm și să informăm opinia publică asupra circumstanțelor care au importanță să fi cunoscute. Sunteți finul lui Viorel Mureș? Asta are legătură cu examenarea demersului. Între timp, Procuratura Anticorupție anunță că după perchezițiile la cei 13 foști deputați vizați în dosar, au fost depistate mai multe sume bănești, proveniența cărora va fi cercetată în cadrul urmăririi penale. Ar fi vorba despre aproximativ 195.000 de euro și peste 84.000 de dolari. Cei 13 foști aleși ai poporului sunt vizați într-o anchetă penală pornită pentru îmbogățire ilicită pe faptul corupirii unor deputați din Parlamentul Republicii Moldova pentru părăsirea fracțiunii parlamentare din care făceau parte. Toți se declară nevinovați. Anterior, Partidul Șor a declarat că dosarul este unul abuziv și are conotație politică. Acuzații respinse de către reprezentanții puterii. O nouă ședință de judecată a avut loc astăzi la Curtea de Apel Chișinău în dosarul lui Ilan Șor. La solicitarea procurorilor, magistrații au audiat un nou martor. Acuzatorii au refuzat din nou să răspundă la întrebările noastre, iar avocații ne-au spus că au văzut pentru prima dată persoana interogată azi, dar care au depus mărturii ce corespund realității. Astăzi a fost audiat un martor care a depus mărturie corespunzătoare realității. Nu l-a văzut niciodată, dar instanța a admis cererea procurorilor de a interoga persoane care nu au fost audiate niciodată, nici în cadrul anchetei prealabile, nici în timpul procesului. Desigur, nu suntem de acord cu asta, pentru că asta înseamnă dobândirea unor probe deja la Curtea de Apel. Deputatul Ilan Șor este acuzat de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, cu utilizarea banilor din 3 bănci moldovenești. Ilan Șor a spus în repetate rânduri că nu este beneficiarul banilor furați din sistemul financiar și că adevăratul jaf s-a produs după ce a fost înlăturat de la conducerea băncilor, iar guvernul de atunci a oferit garanții de stat de aproape 14 miliarde de lei. Următoarea ședință de judecată în dosarul lui Ilan Șor a fost programată pentru data de 7 februarie. Oamenii legii descoperă noi cazuri de imunizări fictive. 6 persoane, inclusiv 4 medici de la Centrul de Sănătate Stăuceni, sunt suspectați de eliberarea certificatelor de vaccinare false. Ei s-au trezit în această dimineață cu ofițerii CNA și procurorii anticorupție la ușă, care au vrut să afle în ce mod datele cu privire la vaccinare au ajuns în baza de date. Descinderile au loc într-un dosar pornit la sfârșitul anului trecut. Ancheta desfășurată până acum arată că cel puțin 20 de persoane au primit certificate de imunizare la spitalul din Stăuceni, chiar dacă în momentul vaccinării împotriva COVID se aflau peste hotarele țării. Potrivit investigației, sumele primite de angajații instituției medicale, 4 medici, un intermediar și un înregistrator, ar varia între 1.500 și 6.000 de lei pentru adeverință.
În plus, aceștia se obligau să introducă informația despre vaccinare în registrul de evidență, lucru care s-ar fi făcut în intervalul orelor 20.00 și 21.00 după încheierea programului de muncă. Am încercat să luăm legătură cu responsabilii de la CNA pentru noi detalii legate de caz, însă nimeni nu ne-a răspuns la apelurile telefonice. Amintim că anterior un medic și trei intermediari au fost învinuiți de trafic de influență la eliberarea certificatelor de vaccinare anticovid în aceeași cauză penală. Dosarul cuprinde 10 de episoade documentate în perioada septembrie-decembrie 2021 și a fost pornit în urma unor informații operative care au dus la identificarea întregii scheme de corupție. Un membru al Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică este împotriva reluării studiilor cu prezența fizică a elevilor la ore. El se întreabă cine își asumă responsabilitatea pentru o eventuală creștere a îmbolnăvirilor și cum e posibil că o asemenea hotărâre să fie luată la nivelul Ministerului Educației sau Primăriei Chișinău, așa cum s-a întâmplat joi. Deocamdată autoritățile nu au venit cu un comentariu la acest subiect. Directorul Școlii de Management în Sănătate Publică, Oleg Lozan, membru al CNSP, se arată nedumerit de faptul că elevii vor merge de noi la școală. Într-o postare pe Facebook, el întreabă cum este posibil ca decizia de trecere la regim de instruire online să fie luată de CNSP, iar revenirea la format tradițional să fie dictată de Ministerul Educației sau Primăria Chișinău. Acesta se mai întreabă în baza căror analize, calcule sau pronosticuri au fost luate o asemenea hotărâre și cine mai exact își asumă responsabilitatea pentru o eventuală creștere de îmbolnăviri decese. Ministerul Sănătății, cel al Educației, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a Municipiului Chișinău sau Guvernul, se mai întreabă Oleg Lozan. Tot pe Facebook, Ministrul Sănătății Alan Emerenco susține într-un comentariu că instituția pe care o conduce nu are atribuții să ia decizii cu referire la modalitatea de desfășurare a studiilor. Asta deși Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, din care face parte și Nemerenco, a decis în urmă cu mai mult de 2 săptămâni ca elevii să învețe de la distanță. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Anastasia Taburceanu, ne-a declarat că va reveni ulterior cu o precizare la acest subiect. Între timp, numărul de cazuri COVID se menține ridicat, întrucât săptămâna trecută au fost înregistrate peste 31.000 de infectări, cu peste 53% față de săptămâna precedentă. Deși ultimele date arată că peste 2000 de elevi și circa 700 de profesori sunt testați pozitiv la SARS-CoV-2, joi autoritățile centrale au anunțat reluarea lecțiilor cu prezență fizică, lucru decis și de conducerea municipiului Chișinău, care invocă în decizia sa reducerea numărului de infectări cu noul coronavirus. România are un nou ambasador în Republica Moldova, este vorba de Cristian Leon Țurcanu, fost ambasador al Bucureștiului în Ucraina. Numirea a fost făcută de președintele Klaus Iohannis, după retragerea lui Daniel Ioniță, căruia i s-a încheiat mandatul, anunță autoritățile de peste Prut. Cristian Leon Țurcanu a fost șef al misiunii diplomatice române la Kiev din 2016 și până acum, având în spate o carieră de diplomat. În 2014, el a ocupat funcția de prim colaborator în cadrul Ambasadei României la Chișinău. Tânăra anunțată în căutare pentru că ar fi furat 10.000 de lei dintr-un mall din capitală a predat banii poliției. Informația a fost confirmată de oamenii legii, care ne-au spus că suma urmează să fie întoarsă proprietarei. S-a întâmplat după ce imaginea cu femeia care a dat de bancnote a devenit virală pe internet. De fapt, ea a găsit banii în centrul comercial, iar pretenția era că nu anunțase administrația sau autoritățile. Anterior, poliția spunea că investighează cazul, iar dacă va fi găsită vinovată de furt, femeia riscă o amendă de până la 67.500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității sau până la 4 ani de închisoare. Avem linii de troleibuz, dar nu și stații pentru pasageri. De exemplu, pe strada Vasile Alexandrii din capitală, oamenii sunt nevoiți să aștepte transportul public în aer liber. Mai mult, trotuarul din apropierea drumului este deseori blocat de mașinile parcate. Situația e aceeași și pe strada Nicolae Costin din sectorul Buiucani, unde a fost lansată ruta de troleibuz cu numărul 38. Opriri improvizate există și în centrul orașului, de exemplu pe strada București.
Autoritățile municipale au promis de mult timp că vor rezolva problema, lucru care nu s-a întâmplat însă nici până acum. Linia de troleibuz cu numărul 38 care leagă sectoarele Buiucan și Botanica a fost lansată cu o jumătate de an în urmă. De câteva luni autoritățile municipale promit să amenajeze și stații, numai că acestea așa și n-au apărut. Prin urmare, oamenii în continuare așteaptă transportul public în picioare și sub cerul liber. Este nevoie de o bancă, de un acoperiș sub care să ne ascundem de ploaie sau vânt. Vârstnicii trebuie să stea așezați. Sunt mulți care ies din policlinică, vin mame cu copii. Primăria Chișinăva, Ion Ceban. Primăria Ion Ceban trebuie să o facă cândva, dar când o va face, nu știu. Domnul Ceban are alte probleme mai importante. Deocamdată doar orarul de mers al troleibuzului și mulțimea de oameni care așteaptă indică locul unde trebuie să fie stația. Știu că aici trebuie să fie oprirea, dar nu vă pot spune sigur. În 2 ani puteau rezolva problema, mai ales că stație nu există nu numai aici, dar și mai jos în vale. Avem nevoie de o stație normală, ca să fie bănci, ca oamenii să nu stea în picioare. Stații nu au fost amenajate și de-a lungul străzii București, pe care circulă simultan 3 rute de troleibuz, 10, 12 și 24. Cei de la Direcția Municipală Transport nu pot spune cu exactitate câte astfel de locuri există în oraș. Ei spun doar că deocamdată fac o inventariere, care va fi gata în luna martie, iar în paralel amenajează opririle pe care s-au plâns oamenii. Было оплачено и было поставлено 50 новых остановочных 50 новых остановок. В этом году имеем также план для того, чтобы установить 50 остановок, но постараемся, чтобы увеличить количество до 100 новых остановок в местах, где их не существует. La rândul său, primarul general al Chișinăului recunoaște că este la curent cu această problemă și, potrivit acestuia, opririle care lipsesc vor fi construite în cursul acestui an. Primarul promite că le va repara pe cele existente. Будем в этом году реабилитировать соответствующую инфраструктуру. Конечно, хотелось бы все остановки реабилитировать, но это не такая простая задача, но работаем в этом направлении. În prezent, în Chișinău, potrivit primăriei, din cele 700 de stații de transport, aproximativ o treime au nevoie de reparații, iar multe dintre ele de restaurare integrală. Potrivit primarului, în bugetul municipal pentru 2022, în acest scop au fost alocate peste 4 milioane de lei. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile orei 19. Eu sunt Carolina Bețivu și din numele echipei vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o seară frumoasă. La revedere!